Raiul este descris în Biblie ca fiind un loc de bucurie, pace și comuniune cu Dumnezeu. Este un loc în care nu există durere, suferință sau răutate. Biblia ne spune că cei care cred în Isus Hristos și își pun încrederea în El vor avea parte de viața veșnică în Rai. Descrierea exactă a Raiului variază în diferite pasaje biblice, dar, în general, este prezentat ca un loc în care relația noastră cu Dumnezeu este restaurată în întregime și în care vom trăi în prezența sa pentru totdeauna. Este un loc de fericire și satisfacție de plină, în care vom fi eliberați de toate poverile și limitările acestei lumii. Este important de menționat că raiul este un subiect de credință și speranță pentru creștini, fiecare persoană poate avea o percepție și o înțelegere personală despre rai, în funcție de credința și interpretarea lor, în Biblie, Raiul este descris ca un loc în care nu există moarte, durere sau plâns. Este prezentat ca un loc în care dreptatea și dreptatea lui Dumnezeu domnesc în mod absolut. Raiul este descris ca un loc în care vom fi în comuniune directă cu Dumnezeu și vom experimenta bucurie și fericire de plină. De asemenea, este menționat că în Rai vom fi înconjurati de slava și prezența lui Dumnezeu și vom avea acces la toate binecuvântările pe care El le-a pregătit pentru noi, desigur. În Biblie, în Cartea Apocalipsa, se oferă o descriere mai detaliată a Raiului. Se spune că în Rai va exista un râu curgător de apă vie și un pom al vieții, care va da rod în fiecare lună. Nu va mai exista noapte acolo, deoarece Dumnezeu va fi lumina care ne va învălui. În plus, se menționează că vom fi în prezența lui Dumnezeu și vom le vedea față în față. Este o imagine frumoasă a unui loc de pace și bucurie absolută. În Biblie, nu există o descriere detaliată a vieții de zi cu zi în rai. Cu toate acestea, putem înțelege că viața de zi cu zi în rai va fi caracterizată de comuniunea cu Dumnezeu și cu ceilalți credincioși, de bucurie și împlinire ne putem imagina că vom fi implicați în activități care ne aduc satisfacție și împlinire spirituală, în slujba și adorarea lui Dumnezeu și în relații armonioase cu ceilalți. Este un loc în care nu vom mai avea nevoi sau suferințe, ci vom trăi într-o stare de fericire și pace de plină, în rai. Putem să ne bucurăm de toate lucrurile minunate pe care le iubim aici pe pământ. Putem explora și descoperi frumusețea creației lui Dumnezeu, Putem petrece timp în comuniune cu cei dragi și putem participa la activități care ne aduc bucurie și împlinire. Putem cânta și dansa în adorarea lui Dumnezeu, putem învăța și crește în cunoaștere și înțelepciune și putem petrece timp în prezența lui Dumnezeu, experimentând iubirea și pacea lui.